Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi am să vă explic cum, cu bună știință, pierd în fiecare an 8.000 de euro. Mai mult decât atât, după ce vei urmări acest clip, vei înțelege de ce mulți în partea de vest aleg să stea cu chirie în detrimentul achiziționării unei locuințe personale. Eu o să vă explic cum funcționează acest sistem în Olanda, în cazul în care tu te afli într-o altă țară, unde ceva identic sau asemănător se aplică, spune-ne în secțiunea de comentarii în ce țară ești și cum funcționează sistemul din țara respectivă. Cert este că ceea ce funcționează în Olanda astăzi, în România nu se aplică. Poate în viitor lucrurile se vor schimba, cine știe. În Olanda se ia în calcul averea pe care tu o ai, venitul activ și investițiile. Acești trei factori contribuie pentru calculul subvențiilor pe care tu ai putea să le primești din partea statului olandez. Subvenții cum ar fi ajutor pentru plata asigurării medicale, ajutor pentru plata chiriei, ajutor pentru plata grădiniței sau after school-ului, ajutor pentru extra buget pentru copil sau calculul impozitului de la sfârșit de an. Pentru fiecare calcul ai un anumit prag. Dacă l-ai depășit, subvențiile fie se diminuează, fie dispar de tot. În cazul averii, nu trebuie să depășești per familie 170.000 de euro. Eu am achiziționat locuință în anul 2019. Prețul imobilului a fost de 196.000 de euro. În 2023, prețul acestei locuințe a ajuns la peste 380.000 de euro. Asta înseamnă că averea a depășit 170.000 de euro. La venitul activ nu trebuie să depășești per familie 68.000 de euro, unde din nou depășești acest prag. În baza acestor două calcule, subvențiile au dispărut sau s-au diminuat, după cum vă spuneam. De exemplu, în cazul subvenției pentru asigurarea medicală, dacă nu depășeam aceste două praguri, aș fi primit în fiecare lună undeva în jur de 100 de euro pentru asigurarea mea, 100 de euro pentru asigurarea soției. Subvenție care a dispărut. Mai mult decât atât, la subvenția pentru grădiniță sau after school s-a diminuat cu 250 de euro. Doar din aceste două calcule, 450 de euro a dispărut. Buget extra pentru copil a dispărut de tot, unde era în jur de 150 de euro în cazul în care nu depășeam aceste două praguri. Se mai acumulează de la impozit de la sfârșit de an și per total ajung la o sumă de aproximativ 700 de euro în fiecare lună. În cazul în care stai cu chirie și venitul familiei tale nu depășește pragul respectiv, iar plata lunară a chiriei, din nou, nu depășește un anumit prag, poți primi până la 300 de euro subvenție din partea statului. Dar, rezumându-mă doar la ceea ce se aplică pentru mine și familia mea, în fiecare lună pierdem, în ghilimele spus, 700 de euro. Acumulat în 12 luni, am depășit suma de 8.000 de euro. Acum, întrebarea este alta. Dar de ce ai făcut asta cu bună știință? Este simplu. Având viziune pe termen lung, consider că valoarea imobilului la sfârșitul celor 30 de ani va acoperi ipoteca plus 240.000 de euro, bani pe care eu îi voi pierde cu cei 8.000 de euro în fiecare an. Mulți, neavând viziune pe termen lung, preferă să primească acele sume în fiecare lună din partea statului sub formă de subvenții și spun, ok, stau cu chirie, nu depășesc pragul pentru averea per familie, nu depășesc venitul activ din fiecare lună, iar la ceea ce privește partea de investiții, nu depășesc valoarea de 70.000 de euro, unde și aici din nou o depășesc. Deci este simplu,
Sunt conștient de aceste calcule, dar îmi asum acest lucru având viziune pe termen lung. Spuneți-mi voi în secțiunea de comentarii, credeți că în viitor vom vedea aceste subvenții și în România? Dar mai mult decât atât, după ce ai urmărit acest clip, ce crezi? Merită să stai cu chirie sau merită să îți achiziționezi locuința personală? Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii.